I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Ce faci, mai? Mă imiți? Bă, este dimineață, următoarea zi pe la ora 1:20. Ai, ai, ai. Băi, în loc să filmăm, hai să merem. Hai să merem. Și voiam doar să vă zic că se cam strică vremea un pic. Astăzi vom merge să vedem niște stânci, niște plaje și pe după masă, pe la 6 seara. Mergem pe o plajă unde, atunci când este reflux, când este low tide și se trage apa, poți să sapi în nisip și e apă caldă, pentru că sunt ceva ape termale pe aici și se numește hot beach, hot water beach, ceva de genul. Am fi vrut să mergem să vedem locul acela super, super fain pe Donut Island. Dar am înțeles că nu este vremea bună, este vânt și prea valuri, pentru că ar fi trebuit să mergem cu caiace până acolo. Am sunat mai înainte să vedem dacă putem și nu se poate, din păcate. Ar fi fost super, super fain. O să pun acum o poză pe ecran să vedeți cum ar fi fost acolo. Am văzut pe la multă lume și chiar voiam să facem chestia asta, dar dacă nu se poate, nu se poate. În fine, hai să mergem să vedem ce putem face astăzi pe aici, prin The Coromandel, pentru că avem doar o zi plină și mâine pornim spre Rotorua și spre Hobbiton. Am ieșit prima dată să aici prin marina, prin portul ăsta de lângă apartamentul nostru. Așa avem și noi un apartament în clădirea asta, numai că nu e priveliștea chiar așa de direct în marina. E foarte frumos. Și Horica face poze la o pasăre care are cioc ca și kiwi. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing it should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Am ajuns la Hot Water Beach și acum mergem pe o cărare așa împădurită spre plajă. Ne-am schimbat în costume de baie lângă mașină și noroc că am verificat, pentru că de fapt low tide, refluxul, este mult mai devreme, la 3, nu la 6 cum credeam, cum verificasem ieri. Și numai bine că am ajuns și sper să mai prindem loc să ne săpăm un spa propriu în nisip. Așa ar trebui să fie. Da, și aici oamenii își sapă propriile lor piscinuțe. Ah, da, ia uite cum... Opa! Ce tare! Uite cum se spaldă în apă caldă! Uite ce tare! Uite că sapă până ajung la apă! Ce fai! Well, it's fucking cold! E rece? Very! Da?
Păi și... Oare de ce? Da, e foarte rece. Credeam că e caldă. Da, nu este. Nu e rece. Asta aici e super caldă. A venit momentul să ne facem valuri. Uai, ai, 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 ai. Uai, ce valuri sunt. Hai de sufletul meu. Oare a rămas pe plajă să facă o groapă. Nu știu ce se aude. Uai, doamne, ce valuri sunt. Imense, imense. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. And I kinda feel like calling. But it's too late now. I just miss Why? You. Why? I just miss you. Wow! Ai ajuns la apă? E caldă? Oh. Da? Mamă, vă te-ai săpat. Pune-mi pe picioare. Nu e caldă față de ocean. Hai. Să te facă baie. Unii sapă, alții se uită. Și groapa lui Horea va fi imediat înghițită de valuri. Începe să grească apa. Vine fluctul. Păi hai să vedem, poți să ieși de acolo. Hai da, băi. Mă rog și să ies. Trebuie să fac duș. Ok. Este tot. Uite o păstorică din aia cu moț. De care am văzut cu puișori. Uite ce băi stă acolo. Ia-l-o. Ce faci, băi, păstorică? Am terminat cu plaja, m-am dat un valor, a fost super fain și Horea a săpat o groapă și n-a ajuns la apă caldă decât la apă rece. Știi de ce? Pentru că nu săpam un loc în care trebuie. Da, trebuie să fii pe izvor. Păi da, dar nu știam. Da, nici eu nu știam până râzis oamenii. După ce am ieșit și am văzut acolo afară că scria pe semn, unde e piatra aia mare? Like there. Da, fix acolo era. Da, erau toți oamenii acolo. Zis, nu, ne mergem departe. Și acum am venit să vedem Cathedral Cove. Este o stâncă faimoasă pe plajă. Și ăștia au un sistem foarte interesant pentru că nu mai lasă parcare acolo sus. Trebuie să cobori să ajungi la această stâncă. Încerc să nu să țin cumva să nu bată vântul prea tare pe cameră. Nu știu de ce pe timpul verii nu lasă acolo parcarea. Că nu-i suficient loc. Poate atât de multă lume să parcheze, de-aia probabil. Da, și au zis să nu mai lasă pe nimeni. Și există niște servicii de bus, de microbuz, să te aducă până de acolo microbus. Sus. Microbus. Se mai poate merge cu barca, se mai poate merge cu caiacul, dar toate aceste lucruri și toate aceste modalități se fac mai devreme în timpul zilei, nu acum la 6 seara, ca și noi. Și era o parcare jos de tot în oraș, în Hahei, care se închide la 7. Deci nici asta nu ne-ar fi fost bine.
pentru că... Trebuie jumătate de oră să mergem până la unde vrem să mergem, jumătate de oră înapoi, plus jumătate de oră mers pe jos. Da, deci... La 7 s-ar fi închis. Da, și am găsit o variantă. Uite, are puiuți! Ha, uite păsărica de care ziceam. Unde se vede că are puiuți? Uite acolo. Ui, ce scumpius! Vai cât sunt! Așa, și ziceam că am găsit altă variantă. Unii oameni care au casă aici pe deal, cum sunt și ăștia, închiriază locuri de parcare pentru turiștii care nu vor să meargă atât de mult pe jos sau nu au alte variante. Așa că am plătit $10 și am parcat mașina la un nene în curte și mergem acum pe jos până acolo în vârful dealului, de unde vom avea niște priveliști super, super faine și de unde vom coborâ jos pe plaja cu Cathedral Cove. Ne vom coborâ jos pe plajă. Yes. Hai. Ok, asta e behind the scenes, acum... Ta-da! Am ajuns într-un final, după mai bine de o oră de mers. Și cam așa se vede aici, pe plaja Cathedral Cove. Am venit de acolo, pe stori, să fie stâmpa frumoasă. Am subestimat drumul ăsta până la Cathedral Cove. Am făcut mai bine de 2 ore dus întors, cu vreo 20 de minute de stat acolo, nici, poate nici atât. A fost destul de lunguleț și cu porțiuni de urcat și urcat scări, ceea ce mie nu-mi place de fel, dar nu, a fost super. Am făcut mișcare, am făcut poze faine, am văzut peisaje super faine și mâine plecăm spre Rotorua și spre Hobbiton să mergem să vedem căsuțele hobbiților. Eu n-am văzut filmele. Dar sigur îmi va plăcea. Când a fost scoasă? În 2001? Nu știu. Am avut 18 ani la dispoziție și nu am văzut. Da, dar tot va fi fain. Și apoi pe la Rotorua sunt ceva băi termale cu apă sulfuroasă și apoi mergem pe Tongariro, adică pe Mount Doom, pe care îl vedeți voi în filme, cei care l-ați văzut, că eu nu l-am văzut.
pe prețul să le vezi. Am început de nu știu câte ori, dar nu mă prinde povestea, mi se pare așa de copilărească. Pentru că nu vrei să te prindă, din cauza aia. Bine. Ai o rezistență la așa ceva și nu vrei să treci peste ea, nu? Nu spune-ți. Hai, domnule psiholog, lasă-mă face. Da, mai avem. Din călătorie, destul de mult. Au trecut abia 5 zile din 32. Abia. Dar e bine, trece încet. Și ne bucurăm de toate. Na, ne vedem. Bye-bye. Bye-bye. Plecăm spre Hobbiton. Plecăm din The Coromandel spre zona centrală. O să fim cazați în Rotorua. Și din seara avem bilete la Hobbiton. La varianta aceea cu Evening Feast. Deci cu cină, cu mâncare. Și cu plimbat pe... înserate, cu luminițe, cu lampioane. Ar trebui să fie drăguț. Da, hai să mergem. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my gonna make mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down, feel alive. Am ajuns la cazare. Da. Și ne-a întâmpinat o doamnă asiatică, nu știu de unde e. Vorbea chineză. Chineză vorbea? No. Că nu vorbea deloc engleză și a trebuit să vorbim cu translate. Da, e fain. Da. 6 camera cu un pic de kitchenette, exact ca în poze. Da. Cu o băicică mică. Ca de chinezi. Pardon. Ce? Păi astea mici ca ei. Și avem și grădiniță. Grădiniță. Acolo e mașinuța. Și foarte drăguț. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Am tras un pui de somn vreo jumătate de oră. Și acum plecăm spre Hobbiton. Oh, și începe să picure. Sperăm că acolo nu plouă. Ne-am luat și haine de ploaie la noi, dar ar fi mai bine să nu plouă. Da. Și avem de condus vreo oră până la Hobbiton. Și am pornit. Da? Da. Yeah. 5. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. Și am ajuns la Hobbiton, la parcare. Și vreau să vă zic doar că sunt mai multe tipuri de tur pe care îl puteți face aici la Hobbiton, dacă veniți. Era ceva tur simplu, păi și tur care vă ia din Rotorua cu ceva, cum se cheamă, autocar. Există și tur care include și prânz și turul pe care îl facem noi este cu cină și cu plimbare seara pe întuneric cu lampioane, așa, cu lampioane, cu lanterne. Și ar trebui să fie tare drăguț. Deci trebuie să vă uitați bine pe site și să îl rezervați din timp, pentru că noi l-am rezervat cu 2-3 săptămâni înainte și era singura variantă ce o mai puteam găsi astăzi de tur din acesta cu cină și cu plimbat pe întuneric. Și dacă mai stăteam încă o zi sau două, cred că nu mai prindeam. Așa că uitați-vă din timp și rezervați cât de repede puteți. Da, hai să mergem. Prima dată o să ne plimbăm prin gift shop, pentru că se va închide până ieșim noi din tur. Și apoi pe la 6 și un sfert ne va lua ghidul să ne ducă în grădină și să vedem căsuțele, să mergem la cină și toate cele. Eu sunt entuziasmată că e tare drăguț. Am mai văzut așa în filme și în poze, dar na.
V-am zis că nu sunt eu mare fan a filmelor. Da. Tot mă voi bucura foarte mult de ce voi vedea. Și sper să facem și poze drăguțe. Ăsta e turul pe care l-am ales noi. Hobbiton Evening Banquet Tour. Și trebuie să mergem aici să ne check-inuim. Ce fa? Welcome, welcome, welcome. Ce hartă. Ce faină. Aici vom merge peste câteva zile. Hai, uite. Crema. Tete. Da. Să nu pierzi biletele. Asta e fain că îți arată tot ce e vizitat, știi? Da. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? So most recently we have young Bilbo. He goes running through there with the contract in his hand, yelling out, "I'm going on an adventure!" And straight through there he goes. So quite a famous scene. And then we also see it at the beginning of the Lord of the Rings trilogy. Cold. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Bravo. Hai mai, domnule lemnar de treabă. Choose.
până și perele sunt de hobbit size aici. Micuțe, sunt aici. Don't touch the fire. It's burning. Wow. Chiar? Click. Click. Și numai bine că a început să picure, că suntem gata să intrăm la cină. Și este o lebădă neagră pe apă. Ce frumos! Super! Alright, is everyone ready? Yes. Is everyone hungry? Yes. Really? Yes. Alright guys, ready? So, 3, 2, 1. Woo! Am terminat cu cina și cu desertul și acum ne vom plimba pe lângă căsuțele luminate. E beznă și toată lumea are câte o lanternă și ar trebui să fie foarte drăguț. Și unde o fi bărbatul meu? There he is! There he is! Hai, aprinde! Aprinde lumânărica! S-a aprind! Aprinde-ne! Dă bricheta! Whee! E bine așa? Da, arată-ți fața! But Bilbo and Frodo both share a birthday, but because of the purposes of the film, they just sort of showed it was just Bilbo's birthday. Now, there were over 100 extras needed to film that part, and a lot of them were local. So they did hold auditions for the locals. They didn't expect too many people to show up, but 2,500 showed up.